Liceul Traian Vuia a găzduit astăzi cea de-a doua ediție a concursului județean FET de la Lectur. Evenimentul s-a desfășurat pe 4 secțiuni: lectură, dramatizare, traducere și creație artistică, și a reunit peste 150 de elevi de gimnaziu și liceu din tot județul. Concursul nostru este un proiect mai ambițios, zic eu, pentru că vrea să cuprindă limbile romanice reprezentate în județul Dolj, în sistemul școlar. Este vorba de limba franceză, limba italiană și limba spaniolă. Se dorește acest concurs o sărbătoare a lecturii în care elevii să-și dovedească, să-și arate talentul în interpretare, în lectură, în traducerea din limba străină în limba română, un demers care să fie atât în beneficiul elevilor, cât și al profesorilor și al societății. Suntem fericiți să vă avem în mijlocul nostru. Considerăm că este foarte importantă această manifestare, care este inițiată de colegele mele din cadrul Catedrei de Limbi Moderne. Este o activitate care vă onorează și sunt fericită să văd atâția tineri pasionați de limba lui Voltaire. Eu nu vreau decât să vă felicit pentru că ați avut curajul să veniți, pentru că vreți să interpretați din fața celorlalți colegi, pentru că așa puteți să vă cunoașteți colegii de la alte școli, legați prietenii. Și cine știe, poate pentru viitor deja vă stabiliți să veniți la facultate, văzând aici și profesori de la Universitatea din Craiova, de la Facultatea de Litere. Noi suntem, de fapt, profesori de limba italiană, pentru că, fiind un singur profesor de italiană, vă dați seama, nu putea să-și premieze singură elevii și, prin urmare, trebuie să fim noi prezente. Vă doresc succes și vă îndemn să nu renunțați la limbile străine. A ști o limbă străină înseamnă a fi puțin mai isteț decât ceilalți care nu știu. De obicei, toată România vorbește engleză, pentru că este limba care se studiază cel mai mult. Dar franceza, italiana și spaniola vă aduc un bonus față de ceea ce știu ceilalți. Proiectul educativ FET de la Lectur vizează stimularea interesului pentru învățarea celor trei limbi romanice vizate, franceză, italiană și spaniolă, prin lectură și alte forme de exprimare care implică lectura. În plus, lectura realizată într-o limbă străină aduce un plus de calitate în instruirea generațiilor tinere, stârnește interesul pentru cultura poporului respectiv și deschide orizonturi noi.